Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai. Domnule președinte, vă rog, prezentați ordinarea. Bună ziua! Conform dispoziției 305 din 15-5-2019, Primăria Orașului de Mânt vă invită să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local de Mânt, care va avea loc astăzi 20.05 la orele 14. Programul cunoașteți a fost dezbătut, v-a fost înaintat sau discutat pe comisii. Trecem direct la prezentarea ordinei de zi. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 25.04.2019. Are cineva de făcut adăugiri, comentarii la acest punct? Da? Domnul Balaș, poftiți? Procesul verbal din ședința trecută, niște colegi au ridicat anumite probleme. Am dorit problemele care le ridicăm până la următoarea ședință să ne se spună și ce s-a făcut. Pentru că chiar interesează. Sunt lucruri multe care se pot rezolva de Primăria de Mănești. Anumite lucruri, cum a să vă să menționați. Suportul ăla la loc, credeți-mă că nu se mai poate trece. Păcat, un pic trebuie să ținem și la oamenii ăștia, nu-i poate probleme. Atât. Sunt lucruri mici, nu implică cheltuieli foarte mari și vreau să le facem. Până la urmă, urmă, și ăla de la totul plătește bani, și ăla de la sărături, și ăla de la taxe și impozite. Atât. Da, mulțumesc. Vă rog să mă scuzați, am uitat, conform legii, ședințele noastre de Consiliu Local sunt ședințe deschise. Astăzi, domnul Călugărul Toader și-a prezentat dorința de a participa la ședința noastră. Dacă sunteți de acord să acordăm participarea dânsului la ședința noastră? Nu credeți că sunt voi, de afară drept, că o să are să vorbim. Ok, e bine. Da? Lați-l și toți, suntem... Supunem la vot ordinea de zi în continuare. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local al orașului Dărmănești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubritate. Punctul 1. Iar punctul... Spuneți la vot, citiți-o și pe 13. Păi asta, supunem la vot. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP. Și punctul 4, diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Abțineri? În anumitate voturi. La punctul 1, domnule primar, vă rog să prezentați această... Aprobați procesul verbal, nu-i interesant. Da, așa? Nu s-a vrut. Da. Supunem la vot aprobarea procesului verbal. Cine e pentru? Cine se abține? 16 voturi pentru. Procesul verbal a fost adoptat. Domnul Moise Carol este vință. Da. Da. La punctul 2. Am să vă explic punctul 2 legat de acordarea unor subvenții din bugetul local pentru funcționarea serviciului de salubritate. Am făcut o adresă către ADIS Bacău, prin care am solicitat să ne comunice care sunt datoriile pe care UAD-ul Oraș Dărmănești le are către ADIS Bacău și, sigur, defalcat pe fiecare componentă în parte. Din adresa pe care ne-a transmis-o ADIS-ul, figurăm cu 999.668 ca sumă care reprezintă diferența dintre taxa de salubrizare aprobată pentru anul 2016-2017 și 2015 raportat la planul de evoluție care trebuia aprobat atunci. Mai exact, în anul 2016, de exemplu, noi trebuia să plătim fiecare persoană 9 lei de persoană și s-a plătit 5 lei și 90. Deci diferența de la 5 lei și 90 până la 9 lei, ADIS-ul ne solicită să o plătim. La aceeași adresă ni s-a comunicat și faptul că atât Romprestu cât și Ecosudul, în urma activităților pe care le-a desfășurat, au înregistrat pierderi. Și aceste pierderi sunt la nivel de județ Bacău, în toate unitățile administrative teritoriale, dar pentru Dărmănești, compania Ecosud înregistrează 134.219 lei pierdere, iar Romprestul 355.224.
aceste pierderi au rezultat printr-o metodă de calcul pe care a stabilit-o Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pe salutare și s-a împărțit pierderea totală la numărul de locuitori. De asta ne-a rezultat 2100. Pentru a debloca situația în care suntem și anume aceea că serviciul este suspendat, noi am făcut toate demersurile care le-am avut la dispoziție în sensul de a face în instanță tot ceea ce am crezut noi că avem de făcut, în sensul de a vedea de unde rezultă acele sume și dacă sunt corecte. În acest moment sunt mai multe procese în instanță, fie o parte deschise de noi, o parte deschise de AFIS, atât referitoare la dacă e corect sau nu să plătim acea diferență de taxă din 2015, 2016 și 2017, pe care noi am aprobat-o și care a fost mai mică decât planul de evoluție, cât și la pierderile pe care le-au înregistrat cele două societăți, mă refer aici la Ecosud și la Locrest. Deci spuneam că suntem în instanță în diverse faze. Pentru că instanțele durează și procesele sunt de lungă durată. Și în vederea deblocării situației, am propus ca această presupusă pierdere și presupus deficit pe care îl invocă cei de la ADIS prin adresa pe care ne-a transmis-o, să fie subvenționată de la bugetul local. Adică noi să plătim din bugetul local aceste sume, fără să cadă în sarcina cetățenilor în acest moment nimic. Iar în măsura în care aceste procese vor fi câștigate de către noi sau de către ADIS, vom lua la momentul respectiv decizii. Sigur că noi am spus că în cazul în care vor exista hotărâri judecătorești definitive și irrevocabile în favoarea noastră, vom recupera acești bani pe care îi plătim de la ADIS. De asemenea, mai spunem că plata sumelor de bani se face doar pentru asigurarea funcționării serviciului de salubrizare. Fără ca acestea să reprezintă o recunoaștere a pretenților. Adică noi nu ne putem pronunța în acest moment dacă suntem vinovați sau nu suntem vinovați, dacă avem dreptate sau nu, până în momentul în care se va tranșa definitiv în instanță această problemă. Deci, repet, prin această hotărâre, practic noi, subvenționăm din bugetul local finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare și ne-am propus ca imediat după ce această hotărâre va fi adoptată, o transmitem la ADIS și să facem o primă tranșă de plăți ca imediat să se reia acest serviciu. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da? Ce scrie și în altul bun? Cine? Domnul Balaș. Domnul Gespa. Domnul Tutucă. Altcineva? Dacă poftiți, domnul Balaș. Dacă se pune mersul către Consiliul Concurenței pentru... Da, avem... Aveți adresa acolo, avem Consiliul Concurenței, avem... Da, este făcut demersul către Consiliul Concurenței, este și anexat. Și al doilea lucru care deci s-a adunat suma asta datorită faptului că n-a respectat un contract. Și trebuie să știm și să recunoaștem. Deci, legat de contractul pe care noi l-am semnat noi. Cine era primar la vremea respectivă cu ADIS-ul, s-a angajat acolo ca primăria să plătească o taxă care era prevăzută într-un grafic de evoluție a prețurilor. Și am spus, în 2015, când s-a aprobat acea hotărâre, trebuia normal să se aprobe 9 lei și s-a aprobat 5,90 lei. Acum, vreau să vă spun că, la momentul respectiv, nu cred că consilierii respectivi au greșit, pentru că mai era o corelație. Noi ar fi trebuit să dăm anual 5.000 de tone la numărul de populație pe care noi o aveam. Estimare făcută de ei. Estimare făcută de ADIS. Și în realitate n-am dat niciodată mai mult de 1.500-1.600 de tone. Și cred că, nu știu care a fost raționamentul atunci în 2015, dar cred că au zis, doamne, dacă n-am dat 1.500 de tone, hai să facem și taxa mai mică. Cert este că
instanțele se vor pronunța dacă acele hotărâri sunt corecte sau nu sunt corecte. Deci cetățeanul trebuie să înțeleagă că acea hotărâre de Consiliu a fost dată în interesul cetățeanului și sub o presiune publică. Deci noi am gândit atunci ca legiuitori să apărăm cetățenii. Că acum s-au întors înapoi acel contract care a fost întocmit foarte temeinic și în baza legilor actuale de atunci, urmează. Dar ce am propus domnul primar acum să subvenționăm noi și cetățeanul să nu sufere, o văd cât de cât corespunzătoare. Da, domnul Balaș, poftiți. În cazul în care se va pierde acest proces, înseamnă că și cetățeanul va plăti, nu? Deci, în momentul în care, se va ajunge la o soluție definitivă în defavoarea Consiliului Local, trebuie să vedem dacă aceste subvenții rămân achitate de la bugetul local și atunci cetățeanul nu ar suporta niciun fel de consecință, sau dacă va trebui să recuperăm aceste sume de la cetățeni. Deci, la momentul respectiv, vedem exact ce se întâmplă. Repet, situația nu este doar a Drăgăneștiului, ci tot județul Bacău are aceeași problemă. Mulțumesc. Ce vor face alții, vom face și eu. Da? Domnul Despa, vă rog. Se pare că domnul Valaș a atins și problemele care urma să le, ridic. Și cred că nu cred că mai am ce spune. Doar atât doresc ca în momentul în care se va hotărâi ca recuperarea, ferească Dumnezeu dacă pierdem procesul, recuperarea acestor sume se facă de la cetățenii orașului de rămâne, să o facem tot din domnule de Consiliu. Obligator. Da? Domnul Tertucă? Deci aceeași problemă, deci s-a ridicat și domnul Vada și domnul Deșvra, domnul primar a explicat, pentru că zvonul a fost că plătește cetățeanul din bani, aici, prin hotărârea care am luat-o, deci suportă primăria. Posibil. Să se explice exact, ca să înțeleagă și cetățeanul, nu am cal, dar se pierde procesul. Am spus că se acordă o subvenție din bugetul local. Corect. Din bugetul local, o subvenție care are o anumită valoare aici și care, deci, din, această sumă momentan se plătește. Nu afectează. Până la urmă, bugetul local este susținut de cetățeni și este al nostru. Da, dar ca să știe, nu mai fie atâta discuții în, teritoriu. Domnul Părinte, vreau să, transmit pe această cale la cetățeni, cred că această, inițiativă, ordinea de zi, se aprobă astăzi, se reia colectarea gunoiului conform programului anterior. Ce vreau să vă mai spun, că am stat de vorbă cu un cetățean care locuiește pe Chitici. La el se numește uzine. Nu știu cât, 400 și ceva, mai jos de la aceeași stradă e energie fără. Dar ce tăzeam? Eu plătesc în fiecare lucru, am gunoiul, dar mie nu l-am niciodată. Dar nu mă-ți așa tare supărat, așa. Eu mă zic că am grădini, eu așa, apuc doar la astea selectivă, la poșul ăla, unde lucru. Dar ce m-a rugat ce tăzeam? Dacă tot plătesc, ar trebui să intre în mașina pentru gunoi. Dar mai e o chestie mult mai grav. Până zona de locuiere, locuiește, e canalul ăla care trece până în spatele la gândii. Unde au crescut copaci. Și zice, nu m-am încălcat de la plină să vină, zice, mă, ca să taie copaci, mai încerc să fac curățire. Fac curățire, mai acolo. Dar este volumul imens de mână și copaci crescuți din aia. Și dacă se întâmplă să vină o apă mai mare. Dar acolo e proprietatea noastră sau a castelului? A noastră. Nu? Care să vă spun? Nu, canalul e rafinerie. Ca rafinerie. Da, dar rafinerie nu mai ești. Primar e proprietar. Dar e în afară rafinerie. Se întâmplă să facă rafinerie. Corect. Nu putem da rafinerie. La nimica mare și-a făcut, a provocat inundare. Deci legat de canalul ăla, pe porțiunea care ține de mie mi-am făcut o adresă, este la casa de insolvență și am atenționat să-și curățe la mea. Am zis că vor intervenia. Asta nu vor face, că ei nu-și curăță depozitele de cicei alea de rezervare. Deci pe zona aia care ține de... S-au primit niște bani la venit, din mult cum la film cu ce sunt de reclam, plăvețele, fără documente, dar ce s-au primit niște bani la venit, doar la venit, anterior, vorbesc,
pentru ecologizarea celor depozite de bazaurile. Unul s-a făcut un bazar și mai sunt vreo două care nu s-au făcut la mai mult. Când s-au epuizat, adică s-au făcut alte variante de tot din bani, nu ies. Da, mulțumesc. Mai doreți cine, doamna Mitel? Domnul primar, să înțeleg, să presupun că ați trece hotărârea, am înțeles că trimiteți foarte repede la Bacău și începând de mâine sau de poi mâine. Atenție. Deci stăm cu minte. Deci noi, ca să intrăm hotărârea, azi dimineața am avut o discuție cu doamna director de la ANES, în regim de urgență. Deci noi sperăm ca săptămâna asta să se reia. Da? Deci să se reia, vom da un anunț, dacă se reia colectarea, vom da un anunț pe cablu, fiecare să știe zonele, vom pune acolo și programul de colectare, așa fel încât fiecare să știe și să-și soară. Dar eu îmi doresc ca săptămâna asta să poată să înceapă cu colectarea. Da? Mai vreți cineva? Domnul primar, vreau să întreb două întrebări. Una. În procesul de instalatorul dumneavoastră și care continuă de cu refocțul pe care l-ați avut, vă rog în bani să se poartă tot din cheltuielile primării. Ce? Ce ați întrebat? Plata avocatului. Sigur că da. Deci avem ca acest să crea din prezentă. Da, din prezentă servicii. Altcineva nu vine. Da. Altă problemă. Pentru cetățenii care au plătit sume de mari de 120 de euro și care nu se roagă noi niciodată de la ei, deci anul ăsta. Ce voi face cu... Nu știu. Deocamdată să reluăm cu noi, da? Să reluăm colectarea cu noi. Și pentru că să lăsați cu oamenii. Da. Deci, în calculele noastre, dacă vom pierde, deci dacă vom pierde și va trebui să recuperăm banii, acei bani vor fi considerați dați pentru treaba asta. Dacă nu, la sfârșitul anului, o să vedem pentru lunile care nu s-a luat cu noi, o să facem o corecție ca oamenii, sumele alea cât are, să-i recalculăm pe anul viitor. Dar s-ar putea acum, luna asta, pentru că noi, dacă nu ținem din scurt cantitățile, dacă luna asta scoatem 300 de tone, o să avem ce să plătim. Pentru că noi, în medie, trebuie să scoatem 100 de tone maxim pe lună. Maxim. Ăștia sunt banii. Ați văzut ce era bine cu termenii? Și dacă o să scoatem 300-400 de tone într-o lună, vă dați seama că banii aia care i-au plătit lumea în... așa vor fi achitat. Și o altă problemă. Că nu suntem siguri pentru ziua de mâine. Avem toate certitudinea și încrederea că pe la anul viitor, perioada asta care vedem acum, deci se va ridica cu noi un alt program. Nu pot să vorbesc, eu v-am spus de la începutul anului că strategia pe care noi am gândit-o a fost așa. Fiecare om să plătească la pubela pe care o scoate la poartă. Pentru că astăzi avem cetățeni care scot o pubelă, și avem cetățeni care scot 20-30 de saci la poartă și plătesc la fel. Și cel cu pubelă și cel cu 30 de saci. Și atunci, regula este și dacă deblocăm situația acum, eu am spus că în iunie, aș vrea să venim cu o hotărâre de Consiliu și vom stabili un preț pe pubelă, nu la cântar, că nu ne ducem cu cântarul, ci o pubelă de aia pe care o are omul. Nu știu, vom stabili cât costă, da? Și în fiecare lună, fiecare săptămână, fiecare cetățean trebuie să scoată minimum o pubelă, ca să nu arunce cu noi la altă parte. Iar cei care scot mai mult bani vor plăti mai mult. Spuneam că acea pubelă va avea un preț de bani și se știe, a scos 10 pubele, plătește 10. A scos... Selectat atunci, nu? Selectat. Da. Sigur că ăla, dacă scoate acolo tot felul de, cum avem acum, gunoiul de graj de pune pubelă, o să-și plătească vreo. Trebuie să fie conștient fiecare pentru asta. Deci, asta este. Mulțumesc. Eu aș vrea ca lucrul ăsta să-l facem la asta. Ar fi bine să nu mai întâmplă, nu? Probleme cu gunoiul așa. Da. Acum, conform contractului de domnul Apendrii zicea că oare mai apucăm noi contractul făcut până în 2030 și deci, sigur contractul va evolua într-o direcție anumită. Supunem la vot cine este de acord cu acordarea subvenției? S-abține cineva? Împotrivă? Mulțumim, doamna secretar. Da. Cu modificarea față de proiectul de hotărâre, în sensul că se introduce articolul 4, da, care va avea plata sumelor de bani, se va face doar pentru asigurarea funcționării serviciului de salubrizare,
fără ca aceasta să reprezinte o recunoaștere a pretențiilor, urmând ca problema caracterului datorat sau nedatorat al acestor sume, să fie tranșată prin hotărâri judecătorești care se vor pronunța în litigiile pendiente. Da? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Da? Trecem la punctul 3. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Adică, noi plătim deja, suntem ocupați, dar ați zis după ceva la primar? Da, am să vă spun, în fiecare an, ADIVA, ADIS, asociațiile de care facem parte, ne transmit prin adrese solicitări în vederea aprobării cotizației. Sigur că în, și în acest an, ADIVA ne-a transmis această adresă și ne spune că să aprobăm cotizația anuală care a rămas la nivelul anului trecut, adică 20.000 de lei. Și propunerea mea este să aprobăm această cotizație pentru că ADIVU este cel care sprijină proiectele pentru extinderea rețelei de apă și de canalizare la termen. Și ne promite că anul ăsta începem și colectarea canalizării? Da. Păi, se duc probabil banii și acolo la finalizarea acolo, stației de epurare. Pe partea de finalizare a stației de epurare, să știți că se lucrează. Ultima discuție avută cu doamna director de la CRAM, undeva în luna iulie, ar trebui să facă probe tehnologice. La momentul ăsta se lucrează și sperăm, din punct de vedere al rețelei de canalizare, este finalizată. Cred că doar se lucrează la stație. Aveți în evidență cu numărul de cetățeni care s-au racordat la canalizare? Deci noi am transmis în toate cartierele adrese, în toate cartierele, acolo unde sunt lucrări sau unde au fost lucrări de asfaltare. Lucrurile au stat bine, în sensul că 99% sunt racordați. De exemplu, pentru că sunt lucrări pe strada Livezi și pe strada Lampoș, cred că mai mult de 80% din cetățeni s-au racordat. Chiar și acum, până se va turna covorul de asfalt, oamenii lucrează. În celelalte cartiere stăm mai rău. La acest moment avem undeva în jur de 1000 de oameni care sunt racordați la canalizare. I-am rugat pe cetățeni să-și facă raportul, dar să nu deverseze în canalizare. Unii n-au înțeles lucrul ăsta și i-au inundat pe cei de la stația de curare și chiar au probleme. M-au chemat acolo, au făcut un bypass acolo pentru că... Subticitrici. Da? Deci cam asta e situația. Mai urmăresc că mediul e până mai... Am văzut. Da. Mai încărășinat, domnul Bar? Ca și reprezentant primativ, dacă ați avut discuții canalizării. Sigur că da, există un pepoim, există și la o hotărâre anterioară am aprobat, dacă mai rețineți, o să vă aduc proiectul de hotărâre, extinderea și a rețelei de apă și a rețelei de canalizare. Deci avem inclusiv zona Sărături, sunt prinse la extinderea rețelei și pentru deci pentru blocul, în etapa următoare este că sunt prinse blocul și blocul sunt prinse lucrări de canalizare. Sunt prinse lucrări de canalizare, aveau o problemă acolo cu plotul. Nu era rezolvată. Nu era rezolvată problema cu plotul și nu avem o soluție proiectantă legată de curse. Nu sunt da, mai dorește, domnul Turtica? Nu știu, dacă stația dorește, se fac angajări, de ce criterii se fac angajări? Pe criterii de competență. Deci nu e în sarcină. Nu este în sarcină. Da? Trabul sunt cei care vor angaja acolo. Cred că singurul principiu e a competenței. Acum, dacă dărmănești, acum ai competenți și cred că cu siguranță vor lucra acolo. Da? Supunem la vot. Cine este de acord cu? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP Bacău a fost adoptat. Acum, înainte de diverse, să-i dăm voie domnului Călugăru, dacă dorește să ne comunice ceva la membrii consilieri. Da, eu aș avea o problemă de legătură cu vârșul meu. Eu am plătit-o la timp, am îngrijit-o,
Știu că dumneavoastră da, aveți un contract. Da, a dat o hotărâre dumneavoastră aici în Consiliu, ca de la 1 aprilie până în 15 mai, să nu se prăjuneze, să nu se vădă. Dar aceste reguli nu se respectă. Dacă mergeți acum cu prăjune, nu numai la mine, peste tot, e practic ca în lume. Deci e prăjunat. Și nu de vapă, ci de ori. Și am solicitat de atâtea ori și cu poze, am trimis la Poliția Comunitară că se prăjunează. Și a rămas ca în drum. Deci, n-a rămas chiar ca în drum. Eu vreau să vă spun... Păi da, dar dacă cineva, deci noi, dacă... Eu am respectat legea. Am trecut mândru 5 zile mai repede, oblig comunitatea să-mi pun aminte. Că m-am știut 5 zile mai repede. A, mă, că m-am dus sâmbătă. Și sâmbătă, dacă mergeți acum la fel, ia voi, de 3 de. Și dacă faceți o comparație, de exemplu, cu Cărăboaia, unde nu s-a mai intrat de pe 1 aprilie, ia voi atâta. Deci să fie și la fel pentru că plătim. Hai să spun la întrebare, pentru că, în special în zona asta a Brătuveștiului, avem o problemă de la 1 februarie și până pe 21 mai, când pleacă OEL. Dați-mi voi să vorbesc un lucru. Avem probleme în felul următor. Pe de o parte ne sună crescătorii de vaci și ne spun că cei cu oile sunt prezenți acolo. Pe de altă parte, cei cu oile ne spun că nu-și pot crește animale. Dacă, să vă spun eu, hotărârea de Consiliu am făcut-o noi aici și eu am lucrat 99% la acea hotărâre. În hotărârea de Consiliu noi am stabilit așa. Pentru zona asta de jos am împărțit instanțul în două. Este zona de instanț pentru vaci, unde este interzis pășunatul oilor și a vacilor și a cailor și a orice, în vederea refacerii covorului vegetal, așa cum spune legea, pentru că dumneavoastră aveți subvenții. Și zona de sus, zona de pânca, unde este un mestecăniș pe acolo, care este teren care nu este folosit, nu este subvenționat la APA, este un teren degradat. La solicitarea crescătorilor de oi, când mi-au spus, doamne, n-avem unde să ne ducem cu oile în Nemira sau nu știu unde, că e zăpadă. Le-am spus, puteți să pășunați în zona aia de sus. În fiecare cartier am împărțit islazul în două, știți foarte bine. De exemplu, la Lapoș au voie în zona Băcăriei și n-au voie partea de jos, deci în zona Băcăriei au voie voile să pască până pe 21 mai, când este ultima zi de plecare voile la munte. La Plopul, la fel, în zona, partea de sus, sunt niște fulgerișuri, acolo am zis, unde puteți să faceți voile și să păstrați izlazul de jos pentru pace. Care e problema noastră? Nu înțeleg oameni. Deci cei care au, așa cum spui tu, Ionică, cei care au ui, merg, au târlele jos, au buzeau ei, abuzează și atunci creează disconfort. Vreau să vă spun că numai anul ăsta legat de coșunatul ăsta ilegal, noi am dat amenzi. Pârghile pe care noi este să dăm amendă. Și dăm amendă, amenda este 10 milioane. Și în cazul tău, acolo, la cei care au crescut pe acolo, eu știu la cine te referi, noi le-am dat amendă. Acum, dincolo de chestia asta, din ce am văzut eu așa la crescătorii de vaci, veniți cumva și îmi cereți mie ca să stau eu și cu colegii mei paznici pe islas. Nu, dar... Voi aveți niște obligații acolo ca și... da? Aveți niște obligații ca utilizator. Și dacă îmi aduci, Dane, un contract, să vezi câte obligații aveți. Adică, dincolo de faptul că voi trebuie să curățiți islasul, unii l-ați făcut, unii nu l-ați făcut. Adică 60%, 70% dintre voi nu l-ați făcut. Da, dar să nu oprește pe nici. Bun, ok, nu știu, o să verificăm, pentru că noi trebuie să avem, știți că noi aveam o comisie din Consiliu, care, atenție la solicitarea dumneavoastră, eu n-am primit o solicitare de la nimeni, de la niciun crescător, niciun deținător de teren, să ne duce să verificăm dacă au curățat. N-am primit niciunul, dar toată lumea curăță, da? Dar nu se face un control, domnul? Păi, sigur că se face un control. Și dincolo de dincolo de aia, Consiliul Local e un regulament care trebuie respectat. În primul rând, ce spune Consiliul Local. Și spuneam că toți cei care aveți teren acolo în chirie, cum l-aveți concesionat, aveți și niște obligații. Deci nu înseamnă că dumneavoastră stați, pentru că nu e cazul tău, atenție, deci nu e cazul tău, da? Mă sună oameni care au în concesiune teren, stă acasă în grădină și se uită și vede oile acolo. Domnul primar sunt oile acolo. Păi ne. Adică nu ne transformăm nici în băcar, nici în ciobani. Noi avem o hotărâre de Consiliu, avem niște instrumente care pot să dea amendă în conținere în care nu se respectă și ori de câte ori am avut solicitări din partea voastră a celor care dețineți teren, am trimis poliția și le-a dat amendă. Deci lucrurile
ajung în situația asta pentru că nu noi nu suntem serioși. Iar ciobanii sunt cetățenii. Am avut aici întâlnire cu toți oierii în primăvara asta, da? În aprilie. I-am chemat pe toți, a pus fiecare asemnat. A spus, da, domnule, știm, nu deranjăm pe nimeni, n-avem nicio treabă. I-am chemat aici în aprilie, am spus, domnule, vedeți că de acum începe, în special pe jos, Lucerul și ce avem noi pe acolo, nu cumva să avem probleme. Acolo n-am mai avut probleme față, comparativ cu alții, deci la Lucerul, la ce am avut noi pe jos pe aici. Dar se pare că, la nivel de izlasă, încă mai sunt. Dar când dați voi, nu-i, deci eu n-am nimică cu ei, pot să țin 1000 de ori, 10.000, 50.000 de ani. Dar să ținem pătrățica lui să nu deranjeze de ceilalți. De exemplu, uitați dacă îmi dați voie. Eu, luna trecută și luna asta, am cumpărat cu de 4.000 de lei. Eu am ținut-o în graj, nu m-am dus nici pe pătrățica lui X, nici pe pătrățina lui Y. Am avut doar pretenția ca de la 1 până în 15 mai să nu se umple cu coșune. Toamna nu m-a interesat, niciodată. N-am venit după să mă plângă. După 15 septembrie, da. Dar nici, nu, am cumpărat cu pretenția, poate să umple oriunde, nu e o problemă. Dar măcar cu cățica asta, de la 1 până în 15. Eu n-am deranjat pe nimeni. Nici cu vaca fi pășune, să zic să mă duc la ei sau pe frânație. Poți să umbleți cu pâineță, nu e o problemă, nu mă deranjează. Cum ai omul din sat, o ai o capă, o vacă, nu mă doare cază. Dar pe pășune putem să înțelească. Deci, eu repet, lucrurile astea sunt... Deci asta dă de pe care trebuie să înțeleagă ei. Să înțeleagă și, repet, i-am chemat aici, am discutat, au semnat. Eu pot să cumpăr și să le țin acasă, să am grijă de ele, că cheltui bani în plus, așa m-aș putea duce și eu pe pășune și... Aici trebuie înțelegere, atâta timp cât și oile ăștia sunt tot de la noi și oile alea sunt mare parte tot de aici din noi. Eu ce am spus? Nu-i putem, nu-i putem, să prezint și eu un punct de vedere, că am trecut prin așa ceva. Dacă înțeleg bine, domnul, că lucrurile, de fapt, îi cere ajutor, ca să nu se ducă, să rupte cu oameni care îi fără pășuri. Deci, dacă vine... Hai să vă mai spun un lucru. Te duci și zic, bă, n-ai voie. Hai să vă mai spun un lucru. Hai să vă mai spun un lucru. Bine, mă spun un lucru. Hai să vă mai spun un lucru. De așa, eu nu se poate, nu-i, pe dreptul ei. Așa cu procedat, am un semn cu autoritatea care are potența să ia lucruri, să aplice legea. Și să vină aia, domnule, ai încălcat, așa. În altă ordine de zi, există un regulament cu pășunea, nu că cum vreau eu să-l fac. El există un regulament stabilit de apă. Și care este și aprobat. Și pășunea nu se face când zic eu. Adică după regulamentul ăla. Dacă pe data de 15 mai ai voie să ieși cu viterea acolo, eu care am terenul luat în așa, și nu dau voie, nu este logic. Pe urmă, pe regulament, fiecare teren este, trebuie să aibă un număr de animale pe hectar. O vacă pe hectar, 6 voi pe un hectar, 6 luni, o vițică pe 6 luni, deci cunosc. Deci trebuie respectat foarte bine regulamentul. Dumneavoastră aveți tot dreptul să interveniți, să veniți în Consiliul Local și apelați la primar, la Consiliul, dar în felul respectând regulamentul și să interveniți acolo când aveți probleme cu alți crescători de animale și nu respectă regulamentul. Deci eu ori de câte ori... Logic este clar, nu trebuie să ieși acolo. Ori de câte ori am avut solicitări... Deci ori de câte ori am avut solicitări din partea oricui, am deschis poliția locală, mai avem o problemă. Să știți că tot ține tot de sus. În momentul în care poliția locală pleca, să sună un trei, vezi că vine și ăla și mâna oile, mai știu. Sau am avut situații în care, deci, pe izlază, vă spun, nu știu, cred că sunt 10-15 amenzi date clar acum, în primăvara asta. Sau am avut situații în care suna pe terenul omului. Mă suna unul și spunea soile pe terenul meu. Când se ducea poliția locală, ciobanul, stăpânul de munte, spunea, domnule, dar am vorbit cu el și mă dat voie. Voi, care mai e normal atunci? Înțelegeți? Până mi-am adus pe amândoi aici și a recunoscut românul nostru că da, s-a înțeles cu ăsta că-i dă la doamnă 5 kg de caș, păi și atunci de ce mai sună? Vrea caș, problema da. Știți care e? Unii pășunează, nu plătesc nimic, alții plătesc și nu mai au ce pășunea. Asta se referă de două. Și ar trebui să respecte legea și ei, dacă s-ar duce în munte acolo unde merg. Și ar trebui pășunea la parte. Nu cred că ar conveni. Ar trebui să respecte legea. Deci, eu aveți tot sprijinul meu. Cine plătește?
Hotărârile de consiliu. Sunt oameni care plătesc pășune. A început să judecă la telefon, am făcut de vale, nici acasă, facă pe grege, când dă și ceva și de vale, am făcut reclamații la poliție. Foarte bine. Deci, Onică, asta prevede legea. Deci, legea asta prevede. Ai făcut reclamații, se constituie în dosar aproape. Omul e magistrat și nu înțelegi. El se zice, acum, atunci mi-a reproșat, că eu am fost pe izlas, i-am adus ca el la mine în grădină, și de acolo după aia la devoare. Acum, eu vă spun o chestie. Deci, cel care este vinovat, totdeauna se scuză și își caută tot felul de... Dar instituțiile statului de asta sunt. Nu, eu să-i dea amendul să-ți plătească cer. Nu, 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 adică dacă ajunge la amenințări, după ce că ești vinovat, mă amenințe, după ce faci? Au ieșit animalele sau ce faci? Nu, 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 au pus câinii pe ei și pe vaș, de vreo 2-3 zile o săptămână nu au plăcut. Spune-ne, te rog, uite, e presa, îi spune, a cui sunt oile alea? Păi nu știu, că nu vor să spună. Asta e varianta clasică. Nimeni nu știe, nimeni nu cunoaște. Dar cine v-a amenințat? Nu, nu, nu. Asta ce-au spus băieții aia care umblau cu vacile, cu vacile satului, asta au spus vorbele lor. Deci nu știu. Deci aici mai e o chestie, noi nu ne asamblăm. Nu știu ceva pe lucru. Adică trebuie să avem curaj de doar oile nu putare sau nu putare au fost acolo. Repet, eu cred că, în primul rând, voi aveți obligațiile contractuale și să fie respectați, aveți din partea aceea tot sprijinul și de câte ori mă suni, noi o să trimitem poliția locală și cu siguranță dăm amendă, da? Astăzi este ultima zi, mâine, cei care n-au plecat, indiferent unde sunt mobile. Acum nu mai sunt probleme. Deci, eu am pus problemă și pentru viitor. Ca lumea ar trebui să înțeleagă. Deci, citiți acel regulament și acea hotărâre, care reglementează foarte bine. Cine o respectă, ia mea. Dar nu înțeleg. Asta e regulament. Eu chiar n-am cum să fac eu. Dar nu înțeleg. Nici facele nici eu. Am întrebat. Am ajuns. Dar înțeles că ideea tranzită. Am înțeles. Deci una e să transitezi, una e să pășunezi. Am fost foarte indulgent și am fost de acord. Doamne, lasă să transitezi, ducă la apă, ducă unde vrei. Nu înțeles. Bine, dar profite, dacă lasă o persoană, am înțeles că am avut probleme mai mari. O persoană, un cioban, da? Și așa a luat-o, de 2 sau de 3 ore a luat-o. Nu știu, dacă nu asta după ei tot timpul, și dacă îi convine la toamnă să plătească, pentru că în loc să ia subvenția, să o folosească la trebuie, o să plătească amestea. Împotriva lui Ferenc, care nu-i respectă niciodată votarele și limitele Ferenc, celălalt de la Tofteana, care s-a instalat aici, au încă greci și altfel, face așa, are dreptate. Deci, sunt niște probleme care noi consilieri am luat, dar... Eu nu am nimic cu ei, am înțeles și dar tot. Nici noi nu avem nimic. Noi am stabilit în Consiliul Local un regulament. Avem o poliție locală care respectă hotărârile Consiliului Local. Dumneavoastră vă adresați și trimiți răspunsul. Mai sunt probleme? Mulțumim frumos! Da? Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Diverse. Cine dorește? Domnul Potfaș. Domnul Turciucă. Domnul Balaș. Domnul Capetre, mai dorește cineva să-mi scrie? Domnul Descoa? Lăsăm lista deschisă și începe domnul Potfaș. Nu, domnul Potfaș să-mi spune ceva despre ce cerut domnul Balaș. Deci în ședința de trecută, domnul Balaș a cerut suma la fondul de regenerare, cât s-a strâns și ce s-a cheltuit și amenajamentul silnic. Deci amenajamentul silvic îl avem în buget. Și fondul de regenerare înseamnă din lemnul care se vinde de la primărie, un anumit procent, din produse principale se strânge într-un cont și din acel cont se plătesc cheltuieli curent pădurirea. Da? Deci sau atât lucrări să înțeleagă toată lumea. În fondul, știți foarte bine că noi și atunci n-am avut niciun fel de
exploatări, n-am scos nimic, n-am tăiat ceasul nimic. Din fondul care l-am avut noi înainte strâns, în fondul respectiv erau 14.000 de lei, 140 de milioane de lei. Și au fost cheltuiți 13.000 de lei pentru împăduriri, campania de împădurire, 2 hectare și jumătate în Nemirac. Deci ce s-a tăiat înainte pe vremuri, au rămas acolo, s-au exploatat acele parcele și nu s-a plantat la momentul respectiv, 2012, 2013, 2014, 2015, s-a tăiat acolo și nu s-a plantat nimic. În amenajamentul nou pe care noi l-am făcut, a fost precizat acolo că trebuie să se planteze. În acest an era 2 hectare jumate pe văzut, da? Și din cele 2 hectare jumate am plantat 2 hectare jumate și costul lor a fost de 13.000 de lei. 13.000 de lei. Da. Deci puieții gratuit și cei care au plantat acolo 2 hectare jumătate. Deci mai sunt 1.000 de lei mai mult. Posibilitatea de a trebui la primăria de mână. Este în amenajamentul Silvii, nu știu. Nu am uitat, ce-a luat două. Am făcut, a fost o licitare către o portul care prestează servicii demarcat. Nu știu. Am avut adresă demarcat, dar am înțeles că acum prețul chiar am vorbit cu șeful de oport. Prețul foarte prost, foarte înțeleg și nu prea ne interesează să vedem, poate mai spre sau să... Sunt niște pe care deci noi am solicitat marcare și fără. Două probleme. Prima este tot legată de gunoi, poate nu m-a observat domnul Roman când a ridicat mâna, dar oricum votul a fost același. Trebuie să înțeleagă lumea că în momentul ăsta s-a votat. Pentru a ieși și dintr-o situație limită, unde în anul 2019 nu este posibil ca într-un oraș să nu se ridice gunoiul de atâtea luni de zile. E imposibil. Mie foarte greu să gândesc lucrul ăsta și nu cred că este normal. Iar tot legat de gunoi, așa, toate restanțele sunt pe anii trecuți. Când noi plăteam la locuitor, iar mai departe, adisul către Lompres plătea la tonă. Dacă țin bine minte niște cifre, adisul nu a plătit niciodată mai mult pentru Dărmănești la Lompres, mai mult de 4 miliarde de lei vechi. Okay. Noi am plătit minim 9 miliarde la care se adaugă restanțele. Așa este. Nici asta nu pot să concep cum un serviciu, adică în sine, adică Romprestul care vine și ia gunoiul, da, ia 40% din prețul total. Și apoi vine și zice că am restanțe, ia-ți-le de la adis. Că nu vi le-ați împărțit corect, într-un mod logic de gândire. Nu are cum un produs să coste 40% din valoarea care îl plătește cetățeanul. Acest contract, într-adevăr, este făcut foarte bine, are foarte multe puncte de pentru alții și o să curgă așa până la finalul contractului, că se pare că nu o să aibă nimeni succes în nicio instanță. De asta... Eu aș vrea să vă spun următorul lucru. Principiul care a fost atunci la bază a fost greșit. Principiul solidarității. Adică dacă un cetățean de la oraș produce gunoi cât unul de la comună, trebuie să plătească cel de la oraș mai mult. Și așa, cum bine ai spus, deci noi am produs gunoi de 4 miliarde, dar am plătit 9 miliarde. Diferența aia de 5 miliarde, pe principiul solidarității, se ducea și acoperea costurile de la comun. De la 1 ianuarie 2019, acest principiu a fost schimbat la presiunea primarilor de orașe, pentru că nu mai putea suporta cetățeanul de la oraș sumele astea, și se plătește la tonă. Tona este egală și la oraș și la comună. Cel care se chivernisește și scoate doar gunoiul menajer va plăti mai puțin, cel care scoate tot felul de deșeuri la poartă, cu siguranță va plăti mai mult. Deci, eu cred că de la 1 ianuarie 2019, schimbându-se modelul de gândire și filozofia calculului, ar trebui ca noi să plătim mai puțin. Și spuneam mai devreme că, la rândul nostru, trebuie să transferăm acest principiu plătește cât arunci către cetățean. De asta am spus noi că va trebui fiecare să plătească la pubel. Un cetățean care scoate 10 sau 20 de pubele într-o lună plătește mai mult. Unul care scoate 4 sau 5 plătește mai mult. Ca la orice serviciu primit de un cetățean,
Acesta este modelul de plan. Cât consumi, atâta să plătești. Este foarte ok. Sper să se poată implementa acest sistem din suflet, pentru că nu știu, eu motivez votul de astăzi doar pe acest punct. Principiu, pentru că e și normal, așa, în 2019 nu ai cum să rămâi 5 luni de zi cu gunoi în curte. E inadmisibil. E peste... Deși legea prevede că fiind un serviciu public, el trebuie, nu trebuie oprit. Dar cu toate astea vedeți în ce situație. Corect. Acum o să vedem la ce pățim dacă se repune colectarea. Am fost ieri pe niște ulici, niște pârai acolo. Cred că dacă vom aduna tot gunoiul care a fost aruncat, vom depăși... O să urmeze 2-3 luni în care nu o să fie eliminat. Bănuiesc că ne asumăm și pe asta. Da. Nu avem ce trebuie să ne asumăm că sunt cetățenii noștri. Asta este primul punct. Da. Și punctul 2. Am văzut că lunile trecute s-a deschis o axă, sau nu știu cum să o numesc, în care primăriile pot aplica pentru extinderea rețelilor de gaze. Am văzut că lucrurile se mișcă destul de repede, alte localități au reușit deja să aplice. Da. Deci noi am făcut toate demersurile, noi suntem cu mult înainte. Dacă știți, de anul trecut am făcut toate demersurile pentru extindere la Sălătrug, la Păcubeni, la Conte, la Josen, până la noi. Cred că primele extindere vor fi, se lucrează la partea de proiect acum. Primele extindere, avem trei zone. O zonă la Josen, pe strada, de fapt două zone la Josen, pe strada Gării, pe strada Buciumului. Mai avem o zonă în, aici, în fostul teren de sport, din centru, și încă o zonă în Poia. Este primul calul cu gândul de posibilități financiare. Și vine proiectul cel mare, care să poată să fie extins. Acum, trebuie să lămurite câteva lucruri la nivel de studiu de dezabilitate, ce fac ei cei de la Târgu Mureș și lucrează la ei. În momentul în care vom avea niște date clare, va trebui să aprobăm acei indicatori pe cartierul respectiv. Dar am solicitat cumva în etapă gratuită, dar totodată nu o să le putem duce financiar, nu avem de unde, știți? Și de-aia am zis, prima etapă care ar trebui undeva în septembrie trebuie încheiat, în sensul că rețeaua de gaze efectiv să fie la porțile oamenilor, la străzile astea care am amintit. Și în paralel, depunerea celorlalte, știți că s-a lăsat și fondul de dezvoltare care poate să finanțeze asemenea proiecte, dar din ce am văzut acolo și acolo niște probleme, adică banii nu sunt nerambursabili. Și trebuie să vedem la fel cum putem duce, că dacă facem un proiect de prea mare, nu putem duce. Dar ieri suntem ancorați în realitate, știm exact despre ce e vorba. Vreau să vă spun că ceea ce a apărut acum a fost și ca o consecință a presiunilor pe care, și discuțiilor pe care le-am făcut anul trecut eu la ANRE. Exact în speția asta s-a modificat legislația. Doamna secretar știe că am făcut niște propuneri acolo și ne-a sunat la minister și ne-a spus că propunerile făcute de mai fost trecute de hotărâre de Consiliu în sensul de a veni în sprijinul cetățenilor. La momentul ăla, Delegaz spunea că dacă nu e rentabilă investiția și la Drămănești n-a ieșit nimic rentabil pentru ei, ei nu pun niciun bani. Atunci toată treaba trebuie să o facem noi din bugetul local, după care să le dăm o investiție. Legea s-a modificat și vine eșalonat. Dom'le, dacă e rentabil 20% pentru tine, pentru Delegaz, pun atâția bani. Dacă e 30, pun mai mult, dacă e 50, pun mai mult și așa mai departe. Deci a scăzut partea de cofinanțare, să zic, din partea primăriei și implicit a omului. Mulțumesc! Da, domnul Tiurtiuca, se pregătește din Balaș? Domnul primar, am ridicat probleme de ce în ședințele anterioare. Sunt și de anul trecut multe ridicate care nu s-au rezolvat. Cred că nu trebuie să le rezolvați, poate că n-am de spus. Dar sunt o parte care populația le-a ridicat chiar. Soluția principală, ați promis că după ce se ia zăpada, nu este apă, să promovăm toate... Dumneavoastră ați văzut că se lucrează acolo? Am văzut, dar eu... Stăm cu asfaltul rece în care... Cine trece la Rahmei, că la Rahmei nu mai trece la Rahmei. Cine v-a spus? Dar cine v-a spus? Lume. Care lume? Nu, spuneți în care lume. Deci ați întrebat... Nu, după aceea iar mai plin de... Nu, nu suntem... Nu suntem fete de lume. Deci, dumneavoastră trebuie să întrebați la primărie, da? Nu întrebați lumea, că lumea... Nu știu ce vreau. Nu trebuie lumea, dar nu aceea întreabă și vine la primărie. I-am trimis și aici. Au venit. Păi să vă zice consilierul problema în ședința de iasă și după aceea... Poate bine că ați dedicat.
Eu v-am spus și în fiecare, văd că s-a făcut o reglă, în fiecare ședință, repet același lucru. V-am spus încă de cum s-a luat zăpada, că noi am achiziționat niște asfalt rece. O parte din el, când ne-a permis ploile, când a plouat, l-am pus pe stradă, mai avem încă nu știu câte tone în garaj. Cum vremea permite, pentru că dacă îl punem prost, sare imediat. Și dumneavoastră o să veniți și o să spune, dumneavoastră. Da, am înțeles, din martie, deci, nu a fost nici timpul favorabil. Asta trebuie să înțeleagă, că lumea, nu știu, v-am spus, dumneavoastră veniți la primărie și întrebați, doar uite care e treaba. Aia, da? Și eu vă duc acum în garaj, o să vedeți că sunt... După aceea că venim aici de pămână, am aici o grămadă, cu podul la Rejan. Dincolo, la Chemer, cu râul cealaltă de frumos s-a făcut, la grădiniță cu gardul s-a făcut. Și multe, le-am întrebat de toate. Atenție, toate le putem face și vă mai spun ceva. Nici toate nu se poate rezolva. Da, și vă mai spun ceva, să știți că nu este doar cartierul să vă duc în Germania. Dar am semnat contractul astăzi de proiectare și execuția lucrărilor la PLOP, un kilometru. Trebuie să strângem 10 miliarde ca să plătim asfaltul de la PLOP. Deci trebuie să strângem 10 miliarde ca să facem drumul ăla, pentru că o lună de zile durează proiectarea, azi am semnat lucrurile astea, da? O lună de zile durează proiectarea și încă 5 luni de zile execuția. În septembrie sau octombrie trebuie să fie gata drumul. Trebuie să punem 10 miliarde acolo, da? Și încercăm să le... Am semnat contractul. Am semnat contractul la blocuri, da? Și să știe cetățenii, cei care sunt direct afectați de lucrările astea de la blocuri, astăzi am dat ordinul de începere a lucrărilor de execuție la blocuri. Avem nevoie la blocuri de 7 miliarde. 6 luni de zile trebuie să fie terminate blocurile. Deci ne canalizăm prioritățile pe proiectele astea mai mari, nu le neglijăm pe cele mici, dar trebuie să vedem și ce avem în sac. Pentru că dacă ne uităm în sac și la gol, știți care este gradul de încasare la momentul ăsta? Cât am încasat? Noi suntem în luna a 5-a. 30 și ceva % am încasat din taxe și impozite. Din taxele alea se duc cele 10 miliarde la propul, cele 8-10 miliarde la propul și așa mai departe. Fiecare spune că trece taxe și impozite. Dar v-am spus că am închis anual tot și l-am achitat. Poate e întrebat mai mare bun. Da. Deci noi am încasat 30 ceva %. Pe măsură ce se încasează acești bani, pe măsură ce, da, avem bani, cu siguranță îi ducem acolo, nu? Dar problemele astea sunt Ne întrebați, da. Mai aveți ceva de nu. Domnul Balaș, vă rog să pregătește domnul Apel. Ca să nu mai repetăm lucruri în fiecare luna. Spuneți-ne niște teme și atunci nu mai repetăm. Deci dacă vremea ne permite, nu o să terminăm de așa. Nu mai repede. Nu o să că da. Trebuie văzut că s-au pus. Dacă nu plouă, atenție. Dacă nu plouă, nu. Știu că sunt cheltuieli mari, sunt proiecte mari care se fac la Dărbănești. Dar nu trebuie să uităm nici de populația care este năpăstuită din periferia Dărbănești. Am fost uitați cu tot. Pe la, uitați, și la blocul, sunt podul ăla. Se poate pune ceva până asfaltăm doar și nu mai se trece. Acolo, știți de câte ori am pus noi la blocul asfalt rece? Domnul Rupa, știți de ce? Că e ușor să vii să spune. Deci soluția... Poți să pun niște piatră asfalt. Soluția acolo este răzuit, scos toată bucata aia și turnat asfalt cald. Și am vorbit cu cei care vor face asfaltarea la propriu, că am semnat contractul, le-am spus, domnule, până atunci... Sigur, drenaj, pentru că acolo a fost proiectul prost făcut de la început. Dacă aveam un drenaj, nu se întâmpla lucrul ăsta. Am vorbit cu proiectul. Deci noi, nu credeți că chiar așa n-am văzut. Deci am pus lucruri, am pus asfalt rece și l-am plovat mai știu, recent undeva. La sare cu ții. Și atunci trebuie de capat, cu scurgere și turnat asfalt cald. Mai e o zonă, aia e cea mai năpăstuită. Tot noi le-am făcut Din ce am propus în ședință de Consiliu,
impozitarea celor la care nu am niște probleme. Majorarea. Demersurile de sunt făcute și, dacă vă să aminte, în urmă și în decembrie, dar mai hotărârea de decembrie și cu fabrica. De decembrie sau fabrica de masă, dar sunt toate clădirile. Colegii mei au impus cu 450% și cei care sunt lângă ANL. Da, și ei sunt cu tot ce am dat hotărâri. Ei au impus cu 450%. Dacă nu vin să plătească, îi plătesc. Dacă nu vin să plătească, facem formele de executare care sunt. Deci noi am avut toată deschiderea. Dar... De parcul din față. Deci cu parcul, cu parcul de la rafinerie, da. Noi am știți că am dat anul trecut, dar de mai știu când am dat hotărâri, omul ne-a dat în instanță. Omul ne-a dat în instanță și am avut. A pierdut toate procesele, da? A pierdut toate procesele cu instanța de a da nouă câștig de cauză, pentru că hotărârile Consiliului au fost corecte în baza legii, a pierdut, dar nu știu ce mai face omul ăla, dar într-o zi când se va termina povestea, o să aibă de plată cât o să aibă de plată, da? Și aș mai avea o problemă, chiar azi m-a sunat, în Colonia Nouă, e o casă abandonată, pentru domnul viceprimar, poate are timp să cumpere, e lăsată și șiepi pe acolo, deci, doamne, trebuie ceva, nu stă nimeni, Trebuie să stai cu ei. E Colonia Nouă, lângă doamna Belciu, pe acolo stă cineva. Au zis că nu se mai poate trece ce acolo. Un anumit Grigoraș ar fi proprietar, dar nu stă nimeni acolo. Da. Nu știu, el nu mai trăiește, dar rămas tot. Dar poate are ceva urmat, dar are că nimeni. Nu-i nimeni acolo, deci nu stă nimeni acolo. Nu-i nimic, dacă are un urmaș pe undeva, îl găsim și nu-i niciun fel. Poate zic că nu am o sumă, nu am o sumă. Domnul Apetri, sper că te-și loc desfă. Domnul Apetri, cu prelungirea gazelor, deci pe două uriți la noi, ce termina de pe și de repărâ în Bosova. S-au omis, văd că n-a fost prins în plan. Nu, anul ăsta nu. Anul ăsta l-a făcut. Deci, deci anul ăsta, noi încercăm să echilibrăm investițiile. V-am spus 10 miliarde să ducă în drumul. Nu trebuie să faci exact cum mi-a spus și domnul Tuciu. Nu trebuie să ducem cu banii toți într-un cartier, da? Deci facem investiția asta cu asfaltul la locul. Și încercăm să mai facem la drumul ăla care curcă spre Campion. Sunt niște zone rupte acolo, să vedem niște camioane ca să nu reușim. Deci pentru locul nu facem extindere. Eu sunt sincer și corect. Ar însemna să renunțăm la celălalt de cartier. În vedere cu tema, da? Dar cu siguranța noastră nu se face lucrul ăsta. Părâul cel de la mine, atât de discuții sunt și acum, deci s-au colmatat, s-au fundat șanțul ăla, o mică de vreo oameni în sat, deci e colmatat șanțul ăla, e jale și acolo. Deci că șanțul care îți duce prin relativă, da, aia, aia nu sunt de acord. Trebuie băgat în casul de ăla, a venit. Nu-i de acord omul, aici la deversare din grădină. Au venit oamenii la, da, deci vorbesc aici la, la Petre Jos, unde trece prin grădin și iese la, spuneți, la Dospinescu. Nu acolo, da, domnul Roșu. Deci cu roșii, dar aici jos la Dospinescu, oamenii nu sunt de acord. Dar nu cu roșii, deși pe acolo la bără. Eu la bără mă. Este o soluție, e un băiesnie. Da. Acolo, în mic utilaj, utiliat 6-8 ore, nu mai mult, se poate duce în canalul de la Bernești. Da, bără. E canal larg, se poate duce acolo și s-o termină. Și acolo și în poate. Nu durează 5-6 ore și el a fost să bat, s-a funcționat. Nu e atât de dură. Se poate rezolva problema. Deci, în vorba este, nu are treabă cu internet, deci, nu are cu proprietate particulară. Deci, în vorba este, în vorba este. Și-a spus și domnul Balaș, și-a ridicat problema uliței, la Ivan, acolo în Bari. Deci, trebuie șanțul la plecat de la Troița. Șanțul nu face mai la urmă. Deci, șanțul este treaba noastră. Ne-a dus de mai multe ori și-a învățat șanțurile acolo. Fiecare cetățean la parte trebuie să-și curețe șanțul. Este obligația fiecare, înțelegeți? Fiecare trebuie să-și curețe șanțul la parte. Asta e regula. Nu, proprietarii, poate dar nu din poșa de șa, dar prin poșa de șa. Noi am fost acolo șa. Dar prin poșa ăla de mare, care iese la Luca de mare, de drumul, care s-a ascultat acolo, colectarea este foarte mare cu șanț. Dar drumul în părâu. Acolo se poate zice acolo trebuie tot. Știu că am curățat, știu că am curățat. Iar bolul ăla de trecere pe zepară. El a stricat o mașină cineva acolo și se duia ce te-a sfinț. Trebuie pus un tub care curge apa pe acolo, se ridică și mașina va trece. Pentru că pun în balastră. Sau barană. Da, la barană. Tot acolo trebuie izvor de corectare și drumul rămâne în sat, dacă e izvor acolo, dăm până imediat. Acolo sunt niște
Da. Mai domnul Despart? Da, mulțumesc. Domnul Despart, aveți ceva de spus, vă rog? A finalizat. Domnul Petre, pot să vă zic. Dacă nu mai aveți nimic. Nu, domnul Despart. Cum? Păi, am mai ajutat să mergem la Petre. Așa, ca la urmă. Eu să-i mulțumesc. Scurte informații, Bala. Despre DJ-123, când începe, lucrările de asfaltare? Și ce ne puteți spune despre cei 20 de kilometri de asfalt din Dărmănești de care se vorbea cumva? Deci, legat de drumul județean, cred că l-ați întrebat pe președintele de partid, v-ați întâlnit cu el. I-a plăcat fotbal, din păcate. Eu n-am fost. Deci, drumul județean 123, din care sensațiunea a fost local, l-am luat și pe eu cu drumul puternic, se dacă undeva în iunie, în iulie, va fi semnat contractul pentru execuție. Proiectare și nu execuție. Deci, Consiliul Local îl face. Consiliul Județean. Consiliul Județean. Da, știu că a fost licitație, era în faza de acum două săptămâni, se verifica oferta tehnică, da? Legat de cei 20 de kilometri, vorbesc o parte din cei 20 de kilometri, deja sunt în lucru. Știți că am spus că cei 4,3 kilometri, 6 cât sunt la Vives și la Roș, sunt în diverse faze. Kilometrul de la Brop, am spus că am semnat astăzi contractul pentru proiectare și execuție. Tot din aia 20 de kilometri anul trecut, știți că au asfaltat strada Orizontului, parte din Valea Luzului, o parte din Plăturești și cea mai asfaltată mai anul trecut. Și mai avem un proiect depus de 10 kilometri, nu, 7,2 kilometri, parcă de 100 de miliarde, este depus pe finanțare. În măsura în care banii intrați pe finanțare, știți foarte bine, e vorba de Poiștea, e vorba de Cheiului, de Mira, nu, Poiană, pe strada Energia, sunt depuse și vedem în funcție de ce încercăm acum să vedem pe acest fond de dezvoltare. Da? Deci, să avem noi bani de cofinanțare, că vor intra și proiectele astea. Am mai dorit de... Da, legat de zilele conducătorilor din zona montană, mi-aș dori ca în anul care vine și în anii ce vin, să văd mai mulți producători din Dărmănești. Nu zic că n-ar fi fost. Nu spun că n-ar fi fost. Dar parcă au cam lipsit așa. Au fost doi producători de crescători de animale, de oi, care le-am văzut cu statul. Am să vă spun eu. Am să vă spun eu, pentru că eu m-am implicat foarte mult în organizarea acestui și chiar am muncit foarte mult zilele astea și nu prea am permit așa ca să... împreună cu ceilalți colaboratori care au fost, am transmis tuturor producătorilor din Dărmănești, invitații, le-am pus la dispoziție căsuțele alea. O parte dintre ei au venit, au fost mulțumiți, mi-au spus că... Mi-au spus că nu sunt mulțumiți, că au venit în alte zone și au ocupat locurile mai bune. Și vreau că Dărmănești de acolo... Deci, niciodată nu o să-i putem mulțumi pe toți. Noi am făcut demersurile astea cu 3-4 săptămâni înainte. I-am rugat să se înscrie, i-am rugat să... Mulți dintre ei n-au dat niciun semnal. Lucrurile au trebuit avizate de DSDSA. Și ce ați văzut dumneavoastră acolo, în fața liceului, standurile alea, deci pe fiecare sumă au venit, așa s-au înscris, da? Sigur că ne-am trezit că au venit unul cu deșertă de brânză în ziua târgului. N-am știut nici mai de el nimic. I-a pus o masă la dispoziție electorale. Nu poți să vii cu un sfert de oră înainte de a începe târgul și să spui că vrei să vii și cu brânză. Deci reguli de avizare sanitară. Noi am solicitat de la DSDSA niște autorizații provizorii, pe nume, pe cine a venit, da? Deci, din punct de vedere al celor nemulțumiți, eu cred că ar trebui ei să facă mai mult, nu noi. Deci, dacă au venit de la Ghimeș și au venit de la, nu știu, Cotum, adevărat, cum au auzit oamenii aia și al nostru din Dărmănești n-a știut. Ei, au vechime, sunt organizat mai bine. Da, i-am sunat de câteva ori. Deci am sunat de 2-3 ori, am sunat și am vrut să vină. Dar, cei care au venit, eu vă spun că am discutat și cu ei, au fost mulțumiți și au
chiar au făcut vânzarea și ne-au spus bun, dar chiar au făcut vânzarea. Deci, care au partidat mai vreau să vă spun că nu au văzut, că, de exemplu, o singură doamnă mi-a spus că a văzut într-o zi 40 de kg de urtă. Și a nu mai am acasă urtă. Da, da. Deci, un exemplu, da? Din cei care au văzut acolo. Deci, am făcut. Vreau să vă spun că acțiunea asta cu vânzarea de produse a fost mediatizată la nivel național. Și faptul că am avut mai multe posturi de televiziune care au amintit de Dărbănești și care a spus că s-a făcut târgul ăsta, care este unicat în județul Bacău. Nu știu dacă ați mai văzut în județul Bacău așa ceva. Faptul că am avut și produse multe expuse și am avut și participarea autorităților în sensul că aceste produse au fost autorizate și au avut autorizație provizorie de la DSVSA și mulțumesc pe această cale directorului de la DSVSA, pentru că putea să nu-mi dea. Am avut în premieră, la Dărbănești, acel abator mobil pe care cei care sunt serioși, care vor să investească și vor să-și cumpere un abator, l-au văzut pe viu. Sunt și, eu știu, surse de finanțare. Am avut acele întâlniri în sală cu specialiștii, acolo cu mici de tornații, așa, care nu erau ok și știți la ce mă refer. Adică nu s-a putut discuta deschis foarte clar la tehnic, la obiect. De ce au venit oamenii acolo? Voiau să discute de vaca de carne sau vaca de lapte sau ce voiau și s-a discutat alte lucruri și alte lucruri. Am avut activitate artistică foarte bună și ați văzut că acei artiști care au evoluat pe scena asta timp de 3 zile au venit gratis. E foarte important de știut, pentru că toți acei artiști au venit gratis. Și mulțumesc aici lui Simona Dilea, că ea s-a ocupat de organizare. Au venit să ne promoveze evenimentul, altfel cred că ar fi costat foarte, foarte mult. Prin ceea ce am făcut noi, încercăm ca Dărbăneștiul să devină un punct de reper, cel puțin din punctul ăsta de vedere, da? De la reper, de la Ghimeș până la Jut și până la Bacău, n-ați mai întâlnit așa pecuri și nu cred că o să fie pecursul. Mai este unul la Făget, pe care eu l-am vizitat în perioada sărbătorilor de aia. Tot anul de gustare, atenție, tot anul de gustare. Da. Nu ia, anul de gustare. Da. Da. Am și spus. Și nu am fi mult, consideram un pic mai mult de lucruri de spus. Am centralizat și au fost câteva sute de produse expuse, câteva sute de produse la nivel de solicitare a crescătorilor și a producătorilor a apărut și acea idee de a veni cu mobile mai aproape. Dacă anul trecut au cerut ca să existe abatoare mobile, iată că lucrurile se întâmplă și Ministerul Agriculturii a înțeles că pregătește o ordonanță de urgență care se poate să financeze așa ceva. În acest an am cerut ca laboratoarele să fie mai aproape și vom solicita în perioada următoare, dar în cele, măcar în cele trei, două municipii, Onești și Moinești, să avem cât un laborator de SDSA, așa că încât oamenii ăștia de la Ghimeș sau de unde suntem, să se vadă la laborator și să poată să ia analize de la Moinești sau unde e mai aproape. La fel de important a fost și inaugurarea complexului sportiv UZU. Ați văzut că am avut două jocuri internaționale, spunem noi, amicale. Am făcut parteneriat cu Republica Moldova, cu cele două UAT-uri, Vulcăneștiu și Pleșeriu, acum 2 ani, care mi se da, ne-am împărățit. Și iată că de acolo au venit de la Vulcăneștiu juniori, de la Pleșeni, echipa mare. A fost cei care ați fost acolo și ați văzut, a fost foarte interesant, dincolo de faptul că s-a jucat, nu contează cine a câștigat, a fost amical. Acești oameni se cunosc între ei și copiii erau foarte, foarte impresionați, cunosc oameni noi. Primarul de la Vulcănești deja a spus că invită 10 copii de la Dărbănești într-o tabără la vară la ei, acolo le asigură tot ce confortul. Deci, iată că să facem lucruri care să și promoveze comunitatea. Vreau să vorbesc. Am văzut și o invitație, nu știu cine a lăsat-o, poate spune dumneavoastră, este o invitație în care a fost scoasă primăria. Trebuia să lăsați și primăria aici, da? Pentru că ați lăsat degustariu, cred că fabricată de Mănești și Gabă. Nu cei trei au organizat evenimentul, ci și primăria de Mănești. Dar cine a lăsat principalul? Deci nu vă spun la cameră, că mi-e rușine.
S-a dat o invitație prin târg, vă invităm la, nici nu spune cine semnează, vă invităm la seminarul susținut de rectorul universității, nu știu care. Deci nu asta contează, nu vreau să spun la cameră. Ideea este, dacă lansați o invitație, să aveți puterea să fiți semnatari acei invitații, înseamnă că sunteți organizatorii invitației, da? Să puneți toate datele acolo și să faceți ceea ce spuneți acolo, nu altceva. Deci, în mare cam așa au stat lucrurile, da? În mare cam așa au stat lucrurile. Mulțumesc. Un moment, domnul Despa, mai... Da, deci legat de competiția sportivă, vă spun că au fost momente emoționante deosebite, au băieți cu care... Foarte frumos. Băieți care au venit la Drămânești cu drag, mă refer la băieți care au jucat în divizia B, divizia... Și ne-au povestit că momente mai frumoase ca la Drămânești n-au străit niciodată și au venit cu drag și vorbim ori de câte ori vor avea ocazia. Au fost impresionați pentru că știau că stadionul din Drămânești este o epavă, erau trici la vremea respectivă. Au fost impresionați de ceea ce au văzut la Drămânești, ce este acolo la momentul respectiv. Poate ați văzut și aici vă mulțumesc pentru că ați votat la vremea respectivă ca acest stadion să întoarcă la Drămânești. Că ați văzut că avem viitor în ceea ce privește fotbalul juvenil în Drămânești. Acea echipă frumoasă a noastră care i-au mis pe la București. S-a văzut munca acestui om care se numește Ionică Puiu. Ați văzut echipa de divizi de Cabral Județean, care face performanță la momentul respectiv, pentru că este în turneul de play-off a Cabral Județean. Și echipa Vrășenului era mult mai bună. Și echipa din Moldova era în divizia B. Deci e o diferență de două ligi și bași cu 4-1. Deci s-a văzut că când se vrea, când se pune pasiune, se poate. Că n-au fost bani aruncați în vânt. Că n-au fost bani aruncați în vânt. Deci dacă aveți îndoieri că ați cheltuit și ați votat atunci când ați votat pentru stadionul ăsta, că ar fi ceva util, nu. Din contra, vă contrazic, este ceva chiar util pentru Drămânești. Impresionant a fost și copiii, foarte frumos. Echipele de copii. Acolo majoretele munca lui Paul Mica. Nu, dar copiii fotbaliști vorbesc și tot spectacul, dar copiii fotbaliști au fost super. Deci el care a spus, mi-a rămas un copil. Deci eu vă fac un pariu cu dumneavoastră. Acum și o să vorbim de acest Bejelar, unul cu care e numele lui, numărul 9 de la juniori. O să vorbim peste câțiva ani, la nivel de trebuie. Doar să fie serios. Deci un junior de la echipa Burgăneștiului mi-a spus, doamne, l-am întrebat prima dată și în țară sau din copiii ăștia, din copiii Burgăneștiului, nu cred că au fost unul, doi care au ieșit din Republica Moldova. Și l-am întrebat pe care vreo românește ce l-a impresionat foarte mult. Și i-a dat așa o lacrimă în pot și a zis, când am auzit imnul celor două state, la noi nu i-am. S-a cântat imnul Republicii Moldova, Moldova, imnul României și când au auzit imnul acolo, a zis că a fost foarte impresionant. Deci, doamnelor și domnilor consilieri, trebuie să fim mândri că în urma noastră va rămâne un complex sportiv Muzul Drămânești și uitați, care n-ați fost încă la stadion, chiar e frumos și chiar e de stadie, de divizia ce? Să zicem, nu ne putem permite să ținem o echipă în divizia C, dar avem toate condițiile să ne spunem. Domnule primar, dacă îmi permiteți o întrebare și mă întreabă mulți cetățeni, când vom relua, replanifica sfințirea monumentului de la Valea Usului pentru domnul? Pentru că a fost o situație și am amânat-o, tot noi trebuie să o sfințim, tot în acest Consiliu Local s-a aprobat construirea acelui monument internațional. Și tot aici trebuie să decidem când o vom sfinți. Poate de înălțare sau poate... Am să vă spun următorul lucru. Cred că ce am făcut în Consiliul Local și cu conducerea primăriei a fost un act moral de reparația ce s-a întâmplat în 1994, în sensul de a repune crucile pe rotunde acolo. Spun cu toată tăria că noi avem eroi îngropați acolo, înfumați acolo, eroi români, sunt eroi și de alte naționalități. Spun cu toată tăria că suntem în România și că avem dreptul de a ne respecta eroii. Mai spun că acel, din toate documentele pe care le avem, acel cimitir este pe raza orașului Drămânești. Nu vreau să crez sau să creăm disconfort. Ați văzut că s-a produs o emulație la nivel național. Cu siguranță vom face toate demersurile ca în perioada următoare să facem sfințirea acelui moment. S-ar putea să nu fie nevoie să stabilim noi odată,
S-ar putea să ne trezim aici cu niște mii de oameni din țară, pentru că foarte mulți ne-au sunat și au spus că vor veni aici să aprindă urmărare la Eroii Români. Și atunci, cred că noi ne vom da ca dată după mulțimile care vor veni alături de noi. În caz contrar, cu siguranță vom comunica o dată, ideal ar fi Ziua Eroilor, pentru că la înălțare noi sărbătorim Ziua Eroilor. Nu vreau să bate cu buie această zi, rămâne să stabilim de comun acord cu autorități pentru cine ne trebuie și, militare, și să ne facem să ne ducem treaba până la capăt, pentru că noi n-am urmărit pe nimeni și noi n-am fost cei care am, noi ne-am apărat. În 1916 ne-am apărat țara, în 1944 și astăzi, la 100 de ani de la Marele Război, nu, dacă suntem împiedicați, să punem o cruce, să aprindem o lumânare, să ridicăm o rugăciune la memoria, în memoria eroilor noștri. E crunt, dacă nu putem. Iar aici, în Consiliu, am dispus asupra, în teritoriul nostru de competență, n-am încălcat nicio... Corect. Sfere. Corect. Mai am o problemă. Domnule primar, și eu am dat invitația, acum m-am uitat, dacă la mine vă referiți, da, eu recunosc, am dat eu, chiar nu am vrut să jignesc pe nimeni. Deci eu vin dacă invitația în mână, din dorința. Okay. Ca cât mai mult. Când lansați o invitație, trebuie să fie toți organizatorii aici, pentru că Primăria Dărmănești a organizat, a fost principalul promotor al ideii. Primar, eu este știam cine și promotorul. Am văzut invitația, am pozat-o, i-am dat drumul meu de urmă. Și dacă vreau să aici consilier local, era perfect. Da? Dar așa păi nu, dar e invitația de pe pagina mea, lumea știe că se fac. Chiar n-am ținut cont de chestia asta. Aceea este altă invitație. Asta este altă invitație, nu cea oficială. Eu chiar și-mi scuze dacă am adus atingeri cuiva. Nu, am avut... Nici pe departe n-am vrut să scad din meritele cuiva. Din partea celor care au fost prezenți acolo și special a oamenilor care s-au dus la acasă. Mi-a zis, dom'le, dar dumneavoastră ne-ați invitat la o treabă și acolo s-a discutat altă treabă. Zice, spuneți-ne dacă... Deci am avut eu, a fost eu luat de urechi. De oamenii prezenți acolo și unul mi-a spus foarte, m-a sunat și mi-a spus, domnule, eu am fost să văd, nu știu despre ce era să de face la vorba, m-am dus să discut despre asta și, de fapt, am discutat de altceva și, da. Deci, în sensul ăsta, da. Mulțumesc. Nu mai sunt probleme. Nu. Declarăm închise. O zi bună vă doresc. O zi bună.